vorba în relațiile lui Alexander Reilă, vorba erau la cuțite. Eu am pățit-o că a fost aproape de el și a rămas loial. Clar. Iar lumea vorbește și zice că nu iese foc fără fum. Mai nou așa, eu chiar dacă mă ocup de carburant, mai sunt și alții care se ocupă de diesel. M-ați întrebat de... că vorbește lumea de niște sume. De diesel? Cum ai? Stați, cum ați pierdut? Diesel. Diesel e un hotel și un restaurant în București. M-ați întrebat... Nu, eu unul nu înțeleg. Vă referiți la conducta de țiței, celebra poveste prin care... Nu. Dar la ce anume? Ce? Restaurant, ce hotel? Mi-ați spus că s-au plătit niște bani. Da. Și eu am spus că se mai ocupă și alții de diesel. Și v-am dat... Și nu e clar, explicați-ne mai... Că nu înțelegem. Dealul s-a făcut la nivel mai înalt, la restaurant diesel. Asta v-am spus. Numele restaurantului diesel din București, da, am înțeles. Stați-ne, suntem de aici, la Brăila, la țară, mergem rar în București. Deci dumneavoastră aveți aceleași informații, că la urmă s-a cumpărat acest loc. Da. Domnul Cârligea... Știți, hoți cu capă, cu bani și cu pomie, atât timp când dovezile nu sunt mie în sută, nu poți să spui așa ceva, dar cert este că la cineva care a făcut parte din echipa de șoc, a apărut la prietena respectivului un Audi, care până atunci nu avea cum să apară și nici după aceea nu avea cum să apară dacă nu era vreo sumă de provenită din... Poate a câștigat la loto. Și banii a luat cineva din Brăila sau de la București? Nu știu ce să spun. Nu știu, atât v-am spus de restaurantul Diesel, probabil că a fost o împărțire, adică știți că mi-am oprit și eu 10% așa la noi la români și au oprit și respectul care a făcut intermedierea un procent, nu știu să ce, 20-30. Dar vă spun, nu e ceva complet, dar știți cum e, nu iese foc fără foc, pentru că nu se poate. Nu se poate din senin așa cineva care de 7 luni în partid cu niște școli deosebite făcute la concursul de... Dar nu mai discut cum vreau să... Bă, da, eu vreau să discutăm. Vreau să mă întreb o chestiune, încerc să citesc din memorie, nu reușesc că n-am fost acolo, dar am văzut la N de Press declarația. Sugera domnul Popa că veniți în stare de ebrietate la partid. Și că să ați fi, citez, ceva de genul un bancomat de mulți pentru a gâscă cu ouă de aur pentru mulți membri de partid. Și pentru trădător că el a fost tot gâscă cu... găsca cu de aur. Numai că eu am contribuit pentru dezvoltarea partidului, la PNL mă refer, și dumnealui a contribuit luată în valoare absolut o sumă mult mai mică pentru a-și cumpăra locul deputat. Asta e diferența. Deci eu am cheltuit pentru partid și o recunosc, da? Și nu-mi pare rău. Îmi pare rău că au ajuns niște analfabeți în niște locuri care se reprezintă Brăila. Asta este lucru care îmi pare rău. Aceasta e, de aceea îmi pare rău. Pentru că niște oameni fără obraz și fără bun simț au fost în stare să promoveze, da, care era interesul lor, erau numai banii, și pe antagonisme politice cu Dănăilă, și aici este inclusiv vorba, despre el este vorba, cu ajutorul lui de la Teleorman, cum îl chema doamne? Antonel Tănăs. Nu, Antonel, celălalt. Unul se spunea Portofel și unul Sacoșică. Deci Portofelul era unul și Sacoșică era unul. Barbu, Cristi Barbu, da. Mai întrebați și prin Brăila, așa traiectoria cum a fost. Dar asta cu alcool, adică și cu băutura chiar nu... Așa a declarat. Da, a declarat, dar eu poate sunt în preajma domnului Cârligea de mii de ore, că stăm împreună și am stat împreună și la ore de dimineață și la ore de seara târziu. Adică... Oricum, nu mă refer, chiar dacă ai bea uști la noi așa acasă, nu. Este vorba din beție, trezești din prostie, niciodată n-ai. Înțeleg?
Dar nu știu, chiar n-am citit. Ce, cum era Mihela? Că tu, dacă Gâsca cu ouă de aur. Cum? Gâsca cu ouă de aur. Da, recunosc. Eu am contribuit la menținerea PNR-ului și dezvoltarea PNR-ului. Dar nu am făcut măgării și nici l-am trădat pe nimeni, să știți. Eu dacă îl trădam pe Dănăilă, eram de mult, dar nu am vrut. Și nu, credeți că nu mă leagă nici un business sau ceva de el, s-a profitat de el cu ceva. Dar am avut o înțelegere și am mers până la capăt. Înțelegeți?